Dinamo și-a mai revenit pe plan sportiv. A obținut un egal și 3 victorii în ultimele 5 etape, dar situația financiară nu s-a rezolvat. Banii promiși de Pablo Cortacero nu au ajuns la jucători, iar atmosfera din Ștefan cel Mare i-a întristat și pe cei mai mici suporteri. Un copil din Bacău i-a cerut ajutorul lui Moș Crăciun. Pe lângă ghete, cărți și alte obiecte, micuțul fan i-a cerut și bani pentru Dinamo, dar și un loc în play-off. Ionel Gane așteaptă și el un miracol de la Moș Crăciun. Luna asta așteptăm un miracol, știu eu. Așteptăm că lăsați-mă să cred în Moș Crăciun, că rezolvă ceva decât în cicos de la Proxima Semana. Pentru că ăsta e adevărul. Dinamo este pe locul 10 în Liga 1, cu o victorie în fața campioanei CFR Cluj. Se poate apropia de primele 6 locuri. Meciul începe la ora 20:30 de minute și este în direct pe Lux Sport Plus. Mă aștept la un joc extrem de dificil și să ne uităm un pic și pe componența lotului, pentru că chiar dacă au plecat 2-3 jucători, în continuare sunt jucători acolo foarte, foarte valoroși.